Procurorul caracalean Lucian Gabriel Trifu a fost desemnat astăzi de către conducerea tribunalului Olt prin tragere la sorți în funcția de președinte al biroului electoral de circumscripție de Veselu. Acesta, ajutat de magistratul Ionuț Alex Dinu, va gestiona problematica scrutinului în urma căruia deveselenii își vor alege pe 27 iunie noul primar. Autoritățile au decis săptămâna trecută ca să aibă loc alegeri locale parțiale în 36 de localități din țară. În cazul a 35 de scrutinuri, urmând a fi aleși șefii administrațiilor locale, iar într-un caz membrii legislativului local. Printre localitățile în care urmează să aibă loc alegeri pentru primar se numără și comuna olteană de Veselu. Aici oamenii l-au reales pe Ion Aliman, chiar dacă acesta a fost răpus de COVID la începutul campaniei electorale de anul trecut. Pe 27 iunie, deveselenii vor trebui să aleagă între cei 6 candidați anunțați de partidele politice până în prezent. Este vorba de Luminița Cefan USR, Alexandru Copilescu ALDE, Nicolae Dobre PSD, Iulian Aliman PNL, Ana Iosif PMP și Paula Biță AUR. Sondajele de opinie realizate la Deveselu arată că bătălia se dă între reprezentanții principalelor formațiuni politice, Nicolae Dobre PSD și Iulian Aliman PNL, primul fiind creditat cu cele mai mari șanse.